Zi crucială pentru absolvenții de liceu. Au aflat astăzi rezultatele la examenul de bacalaureat. Peste 89.000 de candidați au trecut examenul. A fost cea mai mare rată de promovare din ultimul deceniu. Ca la fiecare examen, cei care sunt nemulțumiți mai au o șansă de rectificare a notelor. Reporterul Observator, Mădălina Iacob, știe mai multe. Bună ziua, Mădălina! Până când se pot depune contestațiile? Bună ziua! Până în această seară la ora 18 pot veni elevii ca să depună contestație la nota sau notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat. Trebuie să știe că rezultatele finale vor fi afișate în data de 1 iulie, deci abia atunci vom vedea notele cu care se duc sau nu mai departe la facultate, pentru că înscrierile încep de săptămâna viitoare. Rezultatele cele mai bune le-au obținut elevii din Cluj, Galați și București, iar la coada clasamentului se află liceele din Ilfov, Giurgiu și Călăraș. Sunt școli în care există și elevi care nu au promovat niciuna dintre probele de la examenul de maturitate și vedem și o discrepanță destul de mare și între zona rurală și urbană. Așteptăm rezultatele finale și le urăm succes! Mădălina, îți mulțumim pentru informație.